Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, sezonul 4, episodul 30. Căsătoria dintre Omer și Susen este amânată după ce Ogulcan, într-un moment de impulsivitate, îl împinge pe Mire pe scări, rănindu-le grav, iar acesta ajunge la spital. Totuși, acest incident are și o parte pozitivă, regretele sincere ale lui Ogulcan duc la împăcarea cu familia sa. Deși Orhan este inițial foarte supărat, Aiten îl convinge să nu prelungească conflictul, având în vedere că băiatul își regretă faptele. Ogulcan apreciază intervenția ei și devine mai deschis și prietenos față de Aiten. De asemenea, își cere scuze față de Elif și se împacă cu ea. Când Orhan află că Omer și Susen doresc să se căsătorească, insistă ca cererea în căsătorie să fie făcută conform tradiției, din partea familiei fetei. Sureia se opune ideii căsătoriei, având în vedere că Susen este responsabilă pentru moartea mamei lui Omer, dar, în cele din urmă, nu poate schimba situația. Între timp, tinerii își adună resursele și ajută pe Omer și Susen cu pregătirile pentru logodnă. Pe de altă parte, Fatma trimite un buchet de flori lui Sheval, în numele lui Orhan, cu un mesaj în care afirmă că ea este și președinta inimii lui. În același timp, o înregistrare video cu accidentul Suzanei ajunge în mâinile lui Nebahat. Chiar în timpul logodnei celor doi tineri, Nebahat bate la ușa lui Sureia, cerând explicații pentru incident. Elif, dezamăgită, află că Berk știa de mult că Ayla este responsabilă pentru moartea mamei lor și, profund afectată, decide să se mute la o prietenă. Ayla, care a mărturisit totul, este cercetată în stare de libertate, dar împreună cu Akif pune la cale un plan prin care recuperează tot ce Gokeyan a luat de la Berk. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.